Mioara Iancu Bratosin și-a descoperit pasiunea pentru pictură încă din copilărie, numai că după ce a decis să urmeze medicina, a trebuit să uite de chemarea ei. Au urmat ani grei de studiu și alte câteva decenii de muncă în spital. Medicii sunt ființe extrem de fragile, încercați să iubiți și să nu-i mai considerați mercenari. Este mesajul pe care vrea să-l transmită prin picturile sale. Pasiunea pentru pictură m-a ajutat să am sensibilitatea necesară înțelegerii suferinței umane. Având în vedere că a fost un medic neurolog, ce poate să-ți ofere un medic decât o liniște, decât un tratament pentru liniștire și pentru frumos în viața pe care o trăiești? După ce a ieșit la pensie, Mioara Bratosin a vrut să împărtășească și altora din sensibilitatea ei, iar pensula i-a fost la îndemână. Așa a apărut prima expoziție, care nu are neapărat un nume, dar are cu siguranță un mesaj. Caii sălbatici din pădurea Letea, florile exotice și copacii au fost vedetele expoziției. Sper ca realizarea să fie plăcută pentru cei care o privesc și să rezist, să mai lucrez și să mai dăruiesc celorlalți lucruri frumoase. Prietenii sunt cei care au încurajat-o să meargă mai departe. Dr. Mioara Bratosin este cea mai bună prietena mea. Prin urmare, eu văd picturile, capodoperele pe care le-a realizat și din prisma sentimentului puternic care ne leagă de foarte mulți ani. O felicit din tot sufletul și doresc să continue cu aceeași pasiune. Fostul neurolog spune că înclinația pentru perfecțiune și frumos a moștenit-o de la părinți. Tot ei au învățat-o că nu e niciodată prea târziu să faci ceea ce ai amânat poate o viață.